Moldova i-a spus astăzi adio lui Ion Druță. Scriitorul a fost înmormântat la Soroca, lângă lumânarea recunoștinței, monument ridicat la inițiativa sa. Cei care au vrut să-i aducă un ultim omagiu dramaturgului au putut o face la Teatrul Național Mihai Eminescu, acolo unde dramaturgul și-a dorit să fie depus sicriul înainte să pornească spre locul de veci. Ion Druță a lăsat printr-un testament dorința de a nu fi înmormântat pompos, iar singura locație unde a acceptat să-i fie depus sicriul a fost scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Acolo au mers să ducă un ultim omagiu cei care i-au îndrăgit opera și foști deja colegi de condei. Prieteni ai scriitorului și admiratori ai scriitorului Ion Druță, iată că țărâna se întoarce în pământ. Acesta este destinul nostru într-o temporalitate și nimeni nu-l poate, din păcate, schimba. Un cuvânt de rămas bun a rostit și directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Petru Hadârcă. Avem posibilitatea să-l aducem acasă și să ne bucurăm de el aici, de mormânt, adică să ne putem duce, pune o floare. Sunt multe personalități din originale de aici care au făcut istorie și nu sunt încumate pe teritoriul Moldovei. Un ultim omagiu au adus și foștii președinți ai Republicii Moldova, Petru Lucinski și Vladimir Voronin, dar și președintele Parlamentului, Igor Grosu. A plecat o personalitate numărul 1 a secolului 20 în viața Moldovei, în viața poporului nostru. Sentimente diferite aplicate, durere, doliu, tristeță, dar și un moment de optimism că a venit acasă. Pe parcursul întregii vieți a fost un apărător a poporului nostru. Cu flori și lacrimi în ochi și oameni de rând au mers să-și ia rămas bun de la scriitor, acolo unde, ani la rând, personajele din cărțile sale au prins viață. Atât de mult a pătruns în sufletul meu. Eu socot că el ne-a dăruit cea mai frumoasă și mai profundă și mai creștină poezie a neamului nostru. Și noi ar trebui de la mic la mare să însușim lucrul ăsta, să-l absorbim, să fim mai frumoși, să fim mai rezistenți, să dăinuim în lume, măcar ținându-ne de numele lui Ion Druță. După 2 ore, cât s-a aflat pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, Ion Druță a părăsit pentru totdeauna clădirea teatrului, pe muzica interpretată de Capela Corală Academică Doina și în aplauzele celor prezenți. Sicriul a pornit mai apoi spre Soroca, astfel fiind împlinită dorința scriitorului de a fi înmormântat lângă lumânarea recunoștinței ridicată la inițiativa sa. Și mai visa Ion Druță la ceva, și anume la o livadă pe care nu a apucat să o sădească. Spune despre asta într-o înregistrare audio postată pe canalul său de YouTube. Eu aș vrea foarte mult și am zis eu, dacă m-a ajutat Dumnezeu în testa, pe teritoriul cel micuț, unde eu trăit, când am dat și o bancă, se pune o mică livadă din pomii descriși de mine, cei ce mie mi-a plăcut, dar n-am dovedit să-i sădesc, lucar, sacă, cireșa, sunt vreo 5 persoane. Și, sigur că s-ar putea de finanțat chestia asta. Dar eu prefer să sădesc tinerii cititori. Amintim că Ion Druță este autorul numeroaselor romane și drame, printre care Povara bunătății noastre, Frunze de dor, Păsările tinereții noastre, Clopotnița sau Biserica albă. Multe dintre acestea au devenit piese de teatru montate în țară, dar și peste hotare. Ion Druță este deținător al Premiului de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și de asemenea deține titlurile de scriitor al poporului, membru de onoare al Academiei Române și membru titular al Academiei de Știință a Moldovei. În ziua funeraliilor sale, 2 octombrie, a fost declarată zi de doliu național.